Bine ai venit sau bine ai revenit, bine te-am regăsit. Modulul, modulul acesta este despre comportamentele care vând sau comportamentul care vinde. Întotdeauna am fost fascinat de partea de recrutare în vânzări, unde trebuie să găsești profilul de persoană sau de personalitate care se potrivește mai bine cu activitatea de vânzări. Însă, probabil, dacă urmărești acest video, deja ai ajuns în situația în care vinzi. Adică personalitatea ar putea să te ajute mai mult sau mai puțin. Cum, cum ar fi? Trebuie să ne descurcăm cu ce avem. Da? Într-adevăr, din recrutare poți să mai găsești persoane mai potrivite, mai puțin potrivite, ai abilități mai mari de comunicare sau mai mici sau eu știu. Da? Trecând peste toate, toate aceste lucruri, totuși ne interesează o abordare practică. Aceasta e echipa de vânzări. Adică voi sunteți echipa de vânzări sau tu lucrezi în departamentul de vânzări. Cred că te interesează mai puțin să-ți spun cum te-ai putea tu schimba ca persoană sau ca personalitate ca să vinzi mai mult. Pentru că acesta este un obiectiv îndepărtat care se realizează sau se întâmplă odată cu experiența, nu se poate să zic că fii mai proactiv, da? fii mai zâmbești mai mult și așa mai departe. Lucruri care țin de personalitate știm cu toții că se modifică mai greu. Prin urmare, da? În acest modul voi vorbi despre relevant. Relevant este acel comportament care vinde. Comportamentul tău da, poate fi ușor ajustabil, ușor manageriabil. Devine ușor să vinzi, indiferent care ți-e tipul de personalitate. Evident, dacă nu îți place să vorbești deloc, probabil va fi mai greu. Însă, la nivel de esență, în momentul în care urmărește acest proces, da? pe care ți-l voi împărtăși în acest modul și îl voi detalia în modulele următoare, o să observi că lucrurile devin ușoare. Nu mai este atât de complicat să vinzi, nu mai este ceva să nu știi de unde să o apuci. Pur și simplu trebuie să te descurci cu ce ai, cum ai. Da? Și începem, pentru că vorbim de comportamentul care vinde. Acest relevant este un acronim. Un acronim, iar fiecare inițială vine de la ceva, pentru a-ți aminti mai ușor în viitor. Probabil o să-ți amintești și după acest modul, însă, în modulele următoare, și mai mult, pentru că vom avea un capitol dedicat pe fiecare inițială. Deci, prin urmare, pentru a vinde trebuie să fii relevant, da? pentru a consolida relații trebuie să fii relevant, pentru a închide vânzări trebuie să fii relevant, relevanță în vânzări. Acesta este un. Concept care mi-aparține, deci conceptul de relevant, într-adevăr, nu pot să spun că mi-aparțin toate, toate ideile pe care le vei regăsi, însă această structură o consider una cât mai. Uh, uh, cât mai prescurtată a ceea ce înseamnă succesul în vânzări. Pentru că eu știu că oamenii de vânzări nu au rădare, sunt oameni de acțiune, trecem la acțiune. Deci râul. Râul vine de la relaționare și raport. Da? Cum o să vezi în modulul, în modulul următor, pentru a vinde trebuie să faci relaționare și raport. Cum anume o să vezi în modulul dedicat. Mai departe, eu vine de la edificarea nevoilor. Edificarea nevoilor. Este ușor diferită de conceptul clasic de sondarea nevoilor, pentru că înainte de a vinde, trebuie să ne lămurim ce nevoie are cel din fața noastră. Faceam un exercițiu drăguț la cursul de, la cursul de vânzări, da? cel în sală, poate putem să-l facem chiar acum împreună, adică ți-a spune, vindem acest marker. Da? Și spunem, vinde l vinde-l, vinde-l. Da? Și tu ai începe să îmi spui despre el, nu știu. Hai să ne spuneți ceva în minte, așa? Da? Că e un marker deosebit, că e frumos. Da? Ce mai mi-ai spune despre el? Că e roșu, că scrie bine, că se șterge ușor. Ce mai mi-ai spune despre el? Probabil o grămadă de lucruri și sunt convins că ai abilitatea de a mi vinde acest marker. Totuși, un lucru care scapă de multe ori este o simplă întrebare. Dar eu pentru ce am nevoie de un marker? Deci, înainte de a prezenta, practic trebuie să edificăm nevoile. Ce au nevoie oamenii, ce au nevoie ceilalți. Modul dedicat, da? Nu dezvălui tot în acest punct. Elu. Abia acum lansăm oferta. El vine de la lansare. Deci lansăm oferta. Relaționăm, da? așa cum o să vedeți, cum vorbim, cum stăm și așa mai departe. Aflăm ce au nevoie cei din fața noastră, într-un mod inteligent, îți promit, îți garantez sau vă promit, vă garantez, da? abia apoi lansăm oferta. Da? Pentru că e ca și cum te-ai duce la pescuit. Acum, sper și eu că sunteți mai mult bărbați care vă, vă uitați aici. Și doamne, dacă sunteți închipuiți, vă bărbații care se duc la pescuit. Stabilești, să spun așa, momela în funcție de locul în care te duci. Nu poți să te duci... Să pescuiești păstrăv cu un anumit tip de momeală sau poate vrei să prinzi rechin care e alt tip de echipament. Deci, oricum, ai vrea să faci, înainte de a lansa oferta, trebuie să vezi bă, unde o lansezi, cum o lansezi, de ce o lansezi, da? trebuie să edificăm nevoile într-un mod inteligent. Mergem mai departe. După ce ne-am lansat oferta, eu vine de la extinderea emoției. Trebuie să-l angajăm puțin emoțional și pe cel care, cel cu care vorbim. Da? Pentru că dacă poate în vreun curs, poate în vreo carte ai găsit acel model AIDA da? cu atrage atenția, cu nu știu ce și așa mai departe, acela din punctul meu de vedere, și o spun foarte cinstit, este un model învechit care mai funcționează foarte puțin în zona de asigurări, de acțiuni la bursă și așa mai departe. Noi avem o abordare sustenabilă cu efecte imediate, ușor de implementat, care corespunde cerințelor actuale. Deci nu mai funcționează să vinzi doar la modul agresiv. Ok, poate la un moment dat ai și un, să zic așa, o strategie mai agresivă, dar nu mai funcționează agresivitatea. Acum funcționează relevanța. Trebuie să fii relevant pentru cel din fața ta. Relaționezi cu el, afli ce are nevoie, îi lansezi oferta, îl angajezi emoțional. Și mergi mai departe. După ce l-ai angajat emoțional, vă vine de la valoarea obiecției, da? Atenție, nu spun contracararea obiecției. Uh, orice vânzare începe când uh, cel din fața noastră, fie că e, avem, e vorba de o vânzare B2B, fie că e vorba de o vânzare C2C, adică uh, B2C, business to business, business to consumer, uh, obiecțiile dau valoare. Conversației de vânzări. Pentru că abia în momentul în care ți se ridică o obiecție, poți să intri mai în profunzime, poți să vezi care sunt temerile lui reale. Cel mai rău este când ți se spune nu-mi doresc și punct. Da, fără, ți se, fără să ți se spună o obiecție concretă, că e legată de bani, că e de timp, că e legată de calitate, că e vorba de orice. Deci, în momentul în care ți se aduce o obiecție aici. Te voi învăța și cum să răspunzi acelei obiecții și nu doar cum să răspunzi, cum să o folosești astfel încât să-ți crești șansele. Deci în momentul în care ți se ridică o obiecție, ți-e -ți crești șansele să închizi vânzarea. Sună frumos, nu e așa? Mergem mai departe. Deci valoarea obiecțiilor. A vine de la acțiunea de a închide. Acțiunea de a închide înseamnă acel element ușor, acel element simplu, care de foarte multe ori este ratat. Ratat din jenă, din uh, emoție, din uh, lipsă de îndrăzneală. Pur și simplu, ai relaționat, ai identificat nevoia, ai lansat oferta, l-ai angajat emoțional, i ai răspuns obiecțiilor, trebuie să-și închizi. Da? Este, uh, știu cum să spun, la cât un. Uh, meci, da, fie de tenis, fie... Uh, joacă bine, dar nu marchează. Da? Aici, practic, trebuie să marchezi. Da? Pentru că degeaba ai jucat bine până aici, trebuie să ceri comanda. Da? Cum anume, te voi învăța tehnici de închidere, da? dar pentru acest lucru este nevoie să o faci. Dacă ar fi să-ți dau primul lucru, cum faci închiderea, păi, în primul rând trebuie să încerci să o faci. Aici primul și primul lucru. Da? Majoritatea nu trec de acest punct. Pur și simplu a încercat să faci închidere. Așa cum știi tot deja facem progrese mari. Când o să-ți mai arăt și multii tehnici de închidere, o să fie și mai frumos. Da? Mergem mai departe la N. N vine de la normalitate. Și mai exact vorbim de normalitatea de a reveni. Da? Putem să-l numim follow-up, putem să-l numim cum vrem, însă nu întotdeauna închidem în acest punct, cerem să închidem, însă nu închidem, din diferite motive. Practic, este normal să revii. Da? Este nu obligatoriu, nu trebuie să devii, e normal. Da? E o stare de normalitate. Ai făcut o ofertă, trebuie să ai acțiunea de a închide și normalitatea de a reveni dacă, oferta nu -a, dacă vânzarea nu s-a închis. Bineînțeles, există și situația în care revii să verifici gradul de satisfacție dacă ai închis. Deci, normalitatea de a reveni este probabil un lucru mai necesar în zilele noastre decât în trecut. Pentru că atunci când achiziționăm ceva, ne așteptăm, da? chiar și post-achiziție, să primim suport dacă nu știm ceva, dacă ceva nu funcționează. Multe companii dau greș aici, ți-au vândut, da? ți-au facturat, ai plătit. Și întâmpini o grămadă de probleme. Ceea ce îți creează o experiență negativă. Deci normalitatea de a reveni. Avem capitole separate, module, pentru fiecare uh, aspect. Și ultimul, T, lipsește ceva din acest proces. Ar părea că nimic nu lipsește, uitându-vă la prima vedere. Deci relaționez, uh, aflu nevoie, nevoile, edific nevoile, lansez oferta extind emoția, pun, dau valoare cu ajutorul obiecțiilor, avem acțiunea, închidem, revenim, totuși ce mai lipsește. Da? Că deja prin revenire am stabilit și partea de customer care. Lipsește ceva care poate fi înainte de acest lucru sau după și anume de tăria de a prospecta. Da? Pentru că tot acest proces se întâmplă doar dacă găsești clienți. Da? dacă ești în situația fericită sau sunteți în situația fericită în care clienții au dat năvală, e în regulă. Da? Nu vă interesează inițiala T, tă, da? tăria de a prospecta, de a căuta noi clienți. Însă, întotdeauna, da? relaționăm tot procesul, nu-l mai reiau, însă după ce închidem, trebuie să mergem să găsim un alt client și un alt client și un alt client. Da? Ar putea acel lucru să fie înainte, însă am ales o poziționare la sfârșit, pentru că prioritar este să vindem și putem să prospectăm mai inteligent dacă și înțelegem mai bine acest proces. Da? Adică partea de pregătire a vânzării, să o numesc așa, sau prospectare, o faci mult mai bine dacă înțelegi cum are loc vânzarea. Da? Acesta este motivul pentru care am lăsat prospectarea la uh, final. Chiar dacă noi începem cu prospectarea, totuși pentru a înțelege prospectarea care ar fi poziționată aici, să spunem, E nevoie să înțelegem acest proces. Puneți-l unde vreți, înainte sau la final. Ok, să facem și o scurtă recapitulare pe PowerPoint de această dată pentru să vedeți și mai clar. Relevant, R, E, L, E, V, A, N, T. R, relaționare și raport, E, edificarea nevoilor, L, lansarea ofertei. E, extinderea emoției, V, valoarea obiecțiilor, A, acțiunea de a închide, N, normalitatea de a reveni și, evident, tăria de a prospecta. Acest modul nu o să aibă propuneri de workshopuri ca și celelalte, pentru că avem module dedicate pentru fiecare dintre acești pași. Doar acum voi vă puteți gândi. În ce măsură dați atenție acestor pași, doar la nivel general? Și vă sfătuiesc deja să treceți la modulul următor, da? la relaționare și raport, pentru a intra în detaliu și a vedea cum funcționează lucrurile mai bine în cazul vostru. Atât pentru moment, o zi frumoasă!